Pentru a nu suprapune programul de activități cu Ziua Națională a României, Asociația Viață și Speranță din Giurgiu a organizat în această seară o acțiune prin care s-a dorit marcarea Zilei Internaționale de Luptă împotriva HIV-SIDA. Zeci de tineri, alături de membrii asociației, au lansat pe platoul din fața Teatrului Tudor Vianu lampioane de culoare roșie și au făcut din lumânări o fundiță roșie, semnul de luptă împotriva flagelului HIV-SIDA. Comemorăm persoanele decedate de HIV-SIDA în această zi și lampioanele noastre, așa cum am spus la început, simbolic să ducă mesajul nostru către cei decedați, dar și speranța celor vii într-o viață cu medicamente, într-o viață cu tratament la timp, într-o viață fără discriminare, într-o viață fără marginalizare. Elevii liceelor Tudor Vianu, Nicolae Bălănescu și seminarul teologic s-au alăturat ca în fiecare an în semn de compasiune față de drama familiilor celor care au pierit din cauza acestei boli nemiloase. Care este semnificația lampioanelor pe care tocmai le-ați lansat? De a ne lua rămas bun de la persoanele decedate. Participăm de 10 ani alături de asociațiile care luptă împotriva acestui flagel, a virusului HIV și a bolii SIDA. Încurajăm toți elevii din liceele giurgiuvene să se alăture luptei extraordinare pe care societatea românească și mare societatea giurgiuveană o duce pentru susținerea acestor bolnavi, dar și pentru prevenție, mai ales pentru prevenție. Asociația Viață și Speranță numără 60 de beneficiari persoane seropozitive cu vârste cuprinse între 23 și 50 de ani. Totodată, prin acest gen de manifestări, doresc să atrag atenția societății civile privind importanța stării de sănătate a tinerilor și cunoașterea riscurilor la care se expun în momentul în care se decid să-și înceapă viața sexuală cu parteneri pe care nu-i cunosc.